Ziua! Bun găsit la primul episod din Minecraft cu sabie. Azi vă voi învăța sau o să vă arăt cum puteți crea o casă în copac. Primul lucru, o să construim o mapă. Eu dau pe infinit. Cum se vede, suntem pe infinit. Acum vom lua lemn, vom lua frunzele, așa zic eu, vom lua scara, sau cum s-o numi, și geamul. Primul lucru, facem un pătrat micuț. Uite așa. După aceea, toate patru trebuie să fie lungime de către 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. După aceea, punem scara asta. 1, 2, 3, 4, 5. După aceea punem frunzele astea. Uite așa. După aceea, de aici pornim 3. Una, două, trei. Aici, una, două, trei. Una, două, trei. Și una, două, trei. După aceea, le unim toate capetele. Gata. Și mai trebuie să punem și aici, unde sunt lemnele, ca să se vadă frumos. Pe aceea, punem pe aici. Gata. Acum facem și al doilea perete. Îi fac dublu. O să vedeți pentru ce se fac dublu. E spațioasă, într-adevăr. Acum mai ridicăm o dată. Bun. Și acum mai ridicăm și aici acoperișul. Mai bine l-ați face dublu așa, pentru că dacă plouă, va ploua și în casă picături de apă. Se văd pe perete de sus. Și eu de asta îl fac dubiu sus. Da.
tavanul. Gata. Nu-i așa? Că e frumoasă casa? Acum, intrăm în ea. După aceea, spargem. Aici, trei cubi. Punem lemn și geamul. Pentru că nu merge să pui așa, fiindcă rămâne spațiu liber aici. Și din asta fac așa. Fac și aici. 3. Hupsi. Se pare că m-am dus mai mult decât trebuia să mă fi dus. Punem și aici. Uite așa, frumos. Și gata. Uite așa. Dacă vreți continuarea, vă arăt și cum puteți să decorați în interiorul casei. Pentru cine vrea. Luăm cub. Pe aceea iau un pat. Uite așa. Patul nu merge să-l pui pe așa ceva. Și trebuie să spargi aici două cuburi. Pe aceea pui patul. Uite așa. Aici spargi un cub. Atât. La perete. Acum vom lua Minecraft table-ul, furnirul sau aragaz, așa zic eu, cazanul, cele două chesturi, cufere, dispenser, buton de piatră, dăm în sus, la uși, luăm ușa de fier. Acum dăm înapoi, că am uitat ceva. Și asta. Asta o montați aici, pentru că nu merge pe așa ceva. Pui un cazan aici. Ușa de metal o pui aici. Pe aceea pui cazanul și dispenser. Dispenserul pui așa. Te lași în jos și ai pus butonul. Eu am făcut un frigider. Așa. Acum pun aragazul aici. Craft table-ul. Cufărul. Două cufere. Uitați, pentru așa ceva ne trebuie două. Aici la fel, sus încă unu, aici două, așa, și sus așa, gata, pentru început, aș zice. Aici am lăsat liber pentru pick-up. Eu mi-am ales pick-up-ul pentru că aș vrea și un animal de companie. Câteodată să mă distrez cu el. Și mai am și o placă, adică discul. Uite așa. Pun un papagal. Ce faci, papi? Uite așa. Și muzică. Ia uitați cum dansează. Foarte frumos. Și asta e toată ideea pentru casa din copac. Și nu vă faceți griji. Dacă dați pe normal și sunt cum ar fi zombi sub voi, nu poate să treacă prin așa ceva.
Păi îi împiedică pe zombie sau pe scheletri, pe monștri să vină sus. Da, mi-am ales-o. Și asta e toată ideea pentru casa din copac. Dacă v-a plăcut, dați like și data viitoare vă mă așteptați cu idei noi de casă. Mulțumesc că m-ați urmărit pentru cei care m-au urmărit și o să ne vedem și data viitoare la un nou episod cu căsuțe Minecraft. Pe curând!